binecuvintos. Înalt preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întotdeauna lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinire Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul înalt preasfinției voastre, Stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Vremea aceea pe când s-apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea la marginea drumului și cerșea. Și auzind mulțimea trecând, el a întrebat, ce este aceasta? Și i-au spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci l-a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, el însă și mai tare strigă, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a spus, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul văzând acestea, a dat laudă lui Dumnezeu. In jener Zeit, als Jesus in der Nähe vom Jericho kam, saß ein Blinder auf die Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm, Jesus vom Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmet mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihm Jesus, was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wiedersehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst wiedersehen, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wiedersehen.
Da preiser Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, aminte a cucernici părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în cea mai frumoasă perioadă a anului bisericesc, perioadă care precede marele prasnic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și perioada în care ne pregătim printr-un post mai ușor decât postul Paștilor, și în general posturile de miercuri și vineri de peste an. Ne aflăm deci în această perioadă frumoasă în care cântăm colinde care ne ating inima și ne-o deschid spre Dumnezeu și spre semenii noștri. Aici la Offenbach, în una din cele mai vechi parohii ortodoxe românești din Germania, înființată în 1975, iată de 42 de ani, sărbătorim astăzi, cu două zile înainte, hramul acestei parohii, Sfântul Ierarh Nicolae, cel mai popular sfânt atât în biserica noastră ortodoxă și cât și în biserica catolică și chiar în bisericile ieșite din reformă, pentru că Sfântul Ierarh Nicolae este sfântul creștinilor de pretutindeni, intrat în conștiința oamenilor credincioșilor ca un sfânt milostiv, ca un sfânt mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru semenii săi, pentru noi toți creștinii, ca un sfânt care ne aduce mereu daruri iertării păcatelor de la Dumnezeu, dacă ne rugăm lui și dacă ne spovedim în taina spovedanii. Sfântul Nicolae ne mângâie sufletele când suntem întristați, dacă ne rugăm lui, bineînțeles. Și pe acest Sfânt Nicolae, deci, îl avem și noi aici la Offenbach, ocrotitor și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru parohia aceasta. Această parohie a crescut mereu în cei 42 de ani de existență. Am slujit, cum vă amintiți cei mai vechi, mai mulți ani, 16 ani, în castelul din Offenbach, apoi câțiva ani de zile într-o biserică reformată și aici din 2001, unde Părintele Ștefan, împreună cu bunii săi credincioși, au reușit să cumpere această proprietate, să amenajeze această biserică atât de frumos, să cumpere în continuare o hală în apropiere pentru ca să ne extindem, întrucât biserica este prea mică. Și pentru toate acestea, mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim Sfântului Ierarh Nicolae, care a făcut minuni cu noi toți aici. Iubiți credincioși, Evanghelia care s-a citit astăzi ne vorbește despre o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o cu un om orb. Cu acest orb care striga atunci când Mântuitorul a intrat în Ierihon: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Striga cât putea, așa încât apostolii și cei din jurul Mântuitorului l-au oprit să nu mai strige, dar el mai tare striga: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și Mântuitorul s-a apropiat de el, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Acesta i-a zis: Doamne, să văd. Mântuitorul i-a zis: să vezi, credința ta te-a mântuit. Fiți credincioși, pe strigătul acesta al orbului din Evanghelia de astăzi, părinții, dintr-un început ai tradiției noastre creștine, mai cu seamă părinții
din mănăstiri au dezvoltat așa numita rugăciune a lui Iisus, care este specifică tradiției noastre creștine ortodoxe, rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Rugăciunea aceasta cuprinde în sine strigătul acestui orb Bartimeu din Ierihon: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Noi știm cu toții că ortodoxia, credința noastră creștină ortodoxă, este purtătoarea unei tradiții mistice de interiorizare a omului, pentru că fiecare om în lumea aceasta are nevoie de interiorizare, are nevoie să intre în el însuși, să se oprească din împrăștierea vieții de toate zilele, împrăștierea minții, a gândului, a sufletului, să se oprească din această împrăștiere pentru a intra omul în el însuși, unde își găsește pacea și liniștea. Altfel se epuizează, răspândindu-se în cele din afară, se epuizează, se îmbolnăvește, ajunge la depresii, la boli psihice, cum vedem că acestea s-au înmulțit și se înmulțesc mereu în lumea de astăzi, mai cu seamă, tocmai pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, uită de Dumnezeu, uită de rugăciune, uită de inima lor, pentru că fiecare om se sintetizează pe sine, se adună pe sine, se concentrează pe sine în inima sa. Omul se concentrează în inima sa. Dacă uităm de inimă, înseamnă că uităm esențialul vieții noastre și ne pierdem, mai devreme sau mai târziu, pierdem mai cu seamă sensul vieții noastre. Inima, iubiți credincioși, inima este locașul lui Dumnezeu în fiecare om. Dumnezeu se lășluiește în inima noastră de la botezul nostru. Dar pentru ca să îl simțim pe Dumnezeu în inima noastră, trebuie să facem un efort de interiorizare, de concentrare în inimă. Iar acest efort de concentrare în inimă nu îl putem face decât dacă ne rugăm cu atenția necesară. De aceea eu spun mereu, înainte de a începe Sfânta Liturghie, duminica, în parohiile în care slujesc, spun mereu: iubiți credincioși, să încercăm să ne concentrăm la rugăciune, să fim atenți la rugăciune, să încercăm să lăsăm să intre toată cântarea de la strană, rugăciunea preotului din altar, să ne intre din urechi sau din minte, din cap, să coboare în inimă. Și atunci rugăciunea ne angajează toată ființa, pentru că inima este centrul ființei noastre. Și în momentul în care rugăciunea ne pătrunde în inimă, ea va țâșni din inimă și ne va angaja toată ființa noastră. Și iar inima se va pacifica, se va uni, se va recompune din împrăștierea ei și ne va da pacea și liniștea și mulțumirea de care toți avem nevoie. Iată că noi, în tradiția noastră ortodoxă, avem această rugăciune minunată a lui Iisus, sau rugăciunea inimii, sau rugăciunea minții, pe care ar trebui să o rostim cu toții cât mai des, ziua, lucrând, acasă, pe stradă, ori în călătorie, unde am fi. Normal ar trebui ca omul să se gândească mereu la Dumnezeu și să-i pomenească numele. Pentru că atunci când pomenim numele lui Iisus Hristos și zicem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, în numele Iisus Hristos se cuprinde toată puterea Dumnezeirii, persoana însăși a Mântuitorului Iisus Hristos și puterea, harul pe care persoana lui Iisus Hristos o revarsă în noi și în toată creația. Acolo unde este prezent Iisus Hristos în mod conștient, pentru că e simțit ca atare de către om, acolo este toată bogăția harului, toată binecuvântarea lui Dumnezeu.
și când rostim orice rugăciune în fond, dar mai cu seamă aș zice rugăciunea aceasta lui Iisus, care se axează pe pomenirea repetată a numelui Mântuitorului Iisus Hristos, atunci rugăciunea ne intră mai ușor în inimă. Sigur că toți ne plângem că nu ne putem concentra la rugăciune, pentru că mintea noastră nu stă la rugăciune, mintea se împrăște la rugăciune. Suntem în biserică și cu toate acestea mintea foarte adeseori se împrăște în altă parte. Ne ducem cu gândul acasă sau la diferite probleme, necazuri pe care le avem și așa mai departe, și în fond suntem aici în biserică numai cu trupul, dar nu și cu mintea și cu inima. Dar pentru ca să ne rugăm cu adevărat, cum am spus, trebuie să fim atenți, trebuie să ne concentrăm la rugăciune, să fim atenți și să urmărim rugăciunea preotului, să urmărim cântarea de la strană, să înțelegem atât cât putem să înțelegem, și atunci, dacă suntem atenți, rugăciunea, cum am spus, ne coboară din minte, din urechi, în inimă și ne angajează inima și ne pacifică inima, iubiți credincioși. Mintea se împrăște pentru că prea mult este ocupată cu cele din afară. Dacă ne gândim că toată săptămâna, toate zilele săptămânii, suntem acasă la lucru, peste tot, cu mintea împrăștiată în lumea din afară. Cât ne rugăm dimineața puțin, seara, e prea puțin ca mintea să se obișnuiască cu rugăciunea. De aceea părinții bisericii ne învață să ne rugăm cât mai mult, să ne rugăm cât mai mult. Și dacă te rogi mult în fiecare zi, mintea încetul cu încetul se învață cu rugăciunea și se oprește din împrăștirea ei și se poate concentra mai ușor în inimă. Venim duminica la biserică, sărbătoarea, ne spovedim, ne împărtășim cu Sfintele Taine și în felul acesta, încetul cu încetul, omul duhovnicesc din noi, omul lăuntric din noi crește și se întărește în credință și în practica aceasta a simțirii lui Dumnezeu, a simțirii rugăciunii atunci când ne rugăm. Noi când venim la biserică și când ne rugăm, ar trebui să simțim mereu bucuria. Dumnezeu vrea să fim bucuroși, iubiți credincioși. Vrea să facem toate cele ce țin de credință cu bucurie. Să le facem cu dragoste, nu cu povară. Mulți spun, vai ce greu este să te rogi, ce greu este să postești, ce greu este să te duci la biserică. De ce este greu? Pentru că încă n-am ajuns să ne fie dragă rugăciunea, să ne fie dragă liturghia, să ne fie dragă biserica, să nu putem rămâne o duminică acasă fără să ne ducem la biserică. Și când te duci la biserică cu dragoste, atunci totul devine ușor și înțelegi mai mult și înțelegi mai bine și slujba și cântarea de la strană și totul. Și faci totul cu bucurie, cu dragoste și totul este ușor, ca orice lucru pe care îl săvârșim în lumea aceasta. Dacă facem totul lucru cu dragoste, din inimă, ca pentru Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și nu ca pentru oameni, atunci lucrul este ușor. De aceea un părinte contemporan, a murit în 2003, părintele Tadei din Serbia, dar era sârb și român, jumătate român, jumătate sârb, părintele Tadei spunea mereu să fim atenți la gândurile pe care le avem în fiecare zi, pentru că așa precum ne sunt gândurile, așa ne este și viața. Dacă ai gânduri senine, gânduri bune, gânduri pozitive, și viața ta va fi pozitivă și bună și frumoasă. Dacă ai gânduri rele, gânduri de răzbunare, gânduri de desfrânare, de minciună, de toate păcatele lumii acestea, atunci și viața ta va fi otrăvită de aceste gânduri care sunt energii care ne încărcate pozitiv sau negativ. Pozitiv dacă gândurile noastre sunt bune și negativ dacă gândurile noastre sunt rele. Și de aceea spunea părintele Tadei să gândim cu inima, să lucrăm cu inima, să vorbim cu inima. Adică toate gândurile noastre trebuie să treacă prin inimă. Și dacă trec prin inimă și inima este curată, pentru că în ea se lășluiește Dumnezeu, atunci și gândurile noastre vor fi curate.
dacă vorbim cu inima, nu mai judecăm, nu mai condamnăm așa ușor și nu ne mai nu vorbim fără rost, ci cu, vorba voastră să fie cu sare dreasă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, o vorbă care zidește, nu care distruge, pentru că și gândul este o energie, și cuvântul nostru este o energie, și fapta noastră este o energie. Și când gândești frumos, cum am spus, gândurile tale sunt încărcate pozitiv și să răspândesc în toată ființa ta și în tot universul, și cuvintele tale la fel, și faptele tale la fel, pentru că noi, iubiți credincioși, suntem un univers, un cosmos în mic, un microcosmos. Nimic nu se întâmplă în inima noastră, în ființa noastră, fără ca să aibă repercursiuni și în afara noastră, în toată umanitatea, noi nu ne dăm seama. Dar până și un gând al nostru negativ sau pozitiv are o influență negativă sau pozitivă asupra lumii întregi. Și imaginați-vă că sunt miliarde de oameni în lumea aceasta, dacă toți ar gândi pozitiv, înseamnă că lumea aceasta, umanitatea, ar fi încărcată de energii pozitive. Dacă cei mai mulți poate gândesc negativ sau vorbesc negativ, urât, sau făptuiesc lucruri nelegiuite, atunci lumea întreagă este supusă poverii negative a gândurilor oamenilor, a cuvintelor lor, a faptelor lor. Și vedem ce se întâmplă în lumea aceasta. Vedem cât e de grea viața. De ce? Pentru că oamenii nu-L mai au pe Dumnezeu în inima lor. Nu mai gândesc cu inima, nu mai vorbesc cu inima, nu mai lucrează cu inima. Este atâta egoism în lumea aceasta. Individualism, egoist, luptă pentru câștig și un câștig fără măsură, fără măsură, că nu avem nevoie de atâția bani, cum ni se pare multora dintre noi. Putem trăi mult mai modest, mult mai simplu, dacă am avea credință și am avea o gândire sănătoasă, o gândire care este marcată de prezența, de lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în noi. De aceea să încercăm, iubiți credincioși, să fim oameni buni, să fim oameni milostivi, să fim oameni plini de dragoste, cu inimă largă, pentru toată umanitatea, pentru toți semenii noștri, așa a fost Sfântul Ierar Nicolae. De aceea a intrat în conștiința creștinătății Sfântul Ierar Nicolae, mai mult decât alți sfinți, pentru că Sfântul Nicolae este cel mai popular, cum am spus, sfânt în creștinism, în biserica creștină, tocmai pentru că el a avut o inimă așa de largă spre semenii săi. Ne spune viața Sfântului Ierar Nicolae că de mic mergea la biserică în fiecare duminică și se ducea primul la biserică, încât nici preotul nu venea așa de dimineață. Și el aștepta la ușa bisericii ca să vină preotul să deschidă ușa și să intre pentru începerea slujbei. Și participa cu evlave, cu credință. Așa a crescut de mic, cu o inimă milostivă, cu o inimă bună, a devenit apoi diacon, a participat ca diacon la sinodul întâi ecumenic de la Niceea din anul 325, apoi a fost hirotonit, sfințit ca preot și în cele din urmă arhiepiscopă al Mirelor Lichiei, cetatea Mira Lichiei din Asia Mică, din Turcia de astăzi. Și ca ierar a fost așa de milostiv, așa de bun, încât toți oamenii îl căutau, se îndreptau spre el. Și chiar și după moartea lui, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Și toți care se roagă de atunci, din secolul IV, vă dați seama, de 1600 de ani până astăzi, toți oamenii care se roagă cu credință, citesc acatistul Sfântului Ierar Nicolae, și în paraclis al Sfântului Ierar Nicolae, sau rugăciuni adresate Sfântului Ierar Nicolae, sau numai îl cheamă simplu, Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te pentru mine păcătosul, ajută-mă Sfinte Ierarhie Nicolae, să ne adresăm mereu, să strigăm la Sfântul Ierar Nicolae, să știți că Sfântul Ierar Nicolae face minuni, mereu și mereu minuni. Totul depinde de noi, de felul în care noi, deci, strigăm la Sfântul Ierar Nicolae din toată inima și cu toată evlavia, cu toată smerenia și cu conștiința că suntem așa de păcătoși
și că Dumnezeu și respectiv Sfântul Nicolae și Sfinții lui Dumnezeu nu ne împlinesc întotdeauna rugăciunile, tocmai pentru că nu merităm aceasta. Că dacă Dumnezeu ne-ar împlini toate rugăciunile noastre, să știți că am deveni oameni foarte superficiali. Atunci când câștigi un lucru ușor, nu știi să-l prețuiești. Dar când câștigi un lucru după ce ai muncit îndelung, te-ai străduit îndelung, știi să-l prețuiești. Așa și o cerere a noastră. Nu ne împlinește Dumnezeu poate imediat, dar după, în cele din urmă, dacă insistăm, că Dumnezeu ne pune la încercare, la încercare, și dacă insistăm în rugăciunea noastră, nu există, iubiți credincioși, ca Dumnezeu să nu ne împlinească o rugăciune care să ne fie folositoare pentru suflet, pentru mântuirea noastră. De aceea să avem curaj, să avem îndrăzneală în rugăciunea noastră. La Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sfântul Ierarh Nicolae, la sfinții pe care îi avem mai îndeaproape, că fiecare dintre noi are un sfânt poate preferat, un sfânt mai drag al lui. Să ne rugăm acestor sfinți, să-i chemăm în ajutor și mai cu seamă să încercăm să le imităm exemplul vieții lor, iubiți credincioși, că Sfântul Ierarh Nicolae și ca toți sfinții primesc rugăciunile noastre. Dar dacă ne văd că noi suntem egoiști, că suntem răi, că trăim în păcate, că trăim în patim, atunci sigur că nu pot cere lui Dumnezeu împlinirea rugăciunilor noastre, pentru că nu ne sunt de folos. Nu ne sunt de folos împlinirea cererilor noastre. De aceea să încercăm să fim oameni mai buni un pic și să fim mai apropiați de biserică, să prețuim tradiția bisericii noastre ortodoxe, iubiți credincioși. Dumnezeu ne-a adus aici în altă lume, ne-a adus aici ca să dăm mărturia credinței noastre ortodoxe. Cu siguranță că pe linie duhovnicească, de aceea ne-a adus Dumnezeu aici. Să dăm mărturia bogăției spirituale, mistice a ortodoxiei. Asta înseamnă că lumea în care, mijlocul căreia trăim, să vadă la noi oameni simpli, nu trebuie să fii teolog, nu trebuie să știi să vorbești multe despre Dumnezeu, ci să te vadă lumea, semenii tăi, în mijlocul cărora trăiești, că ești om blând, că ești om bun, că te rogi, să nu te rușine să te rogi chiar și la lucru, să nu te rușine să-ți faci o cruce, să nu te rușine să ții postul, chiar dacă cei din jurul tău nu țin post, le spui frumos, uite, eu respect tradiția bisericii mele, și aceia te vor aprecia încetul cu încetul. Și poate că unii dintre ei te vor și urma. Deci acesta este rostul venirii noastre aici din punct de vedere spiritual, creștin, ortodox. Să-L mărturisim pe Hristos așa precum noi îl mărturisim în biserica noastră ortodoxă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne vrednicească să ajungem la marele praznic al nașterii Domnului cu sănătate și cu bucurie. Amin. Amin.